Fulceanu, trage Fulceanu, gol! Extraordinară această execuție a lui Fulceanu! Și clar, atunci când avem un meci cu FC Voluntari, avem goluri fantastice. Gol! Ce execuție! Kone acum, Kone încearcă să treacă și reușește cursa superbă a lui Kone. Gol! Formidabilă cursa lui Hamed Kone. Este unul dintre golurile campionatului. Iată ce înseamnă un jucător tehnic și un, mai ales un fotbalist capabil să accelereze. Iată-l pe Kone, cât de frumos trece de trei adversari. Marcarea lui Bolan în stânga, Adrian Bolan la 16 metri, gol! Gol, superb, marcare, Adrian Bolan, ce dublă reușește acest fotbalist în fața viitorului! Avea 3 goluri până în această seară, semnează Otopieta, iată, și este abia minutul 47. Memorabile cele două execuții ale lui Adrian Bolan. Nu înțelege nimic Gică Hagi, abia ce spuneam, ce aduceam în discuție, startul de partidă excelent al Voluntarului, că iată vine golul de 2-1. Voluntariul insistă, șutul lui Kone, gol! Gol senzațional marcat de Hamed Kone! Parcă m-a auzit de carul ilfovenilor. Vedem și un zâmbet în sfârșit pe fața lui Gigi Mulțescu, tensionat până în acest minut 26. Da, spuneam că Voluntariul insistă, atacă și a creat câteva situații foarte bune. A fost și acea fază de penalti. Adrian Bolan, sezonul golurilor spectaculoase din lovitură liberă. Au fost o mulțime în acest campionat. Kone va încerca să ajungă în careu. Kone depășește primul adversar. Kone centrează și este gol! Adrian Bolan, egalitate din nou pe stadionul Emil Alexandrescu. Marchează Adrian Bolan la primul balon pe care îl trimite pe spațiu porții adverse atacantul oaspeților. Rocea, Iorga, îi trimite lui Văduț. Văduț trage gol!